dragi elevi din clasa 11-a, continuăm cercetarea celor mai importante subiecte din istoria modernă, a românilor și universală, iar astăzi ne referim la viața socială din țările române. Este o componentă din unitatea de învățare, economie și societate de la mijlocul secolului 17 până la mijlocul secolului 19. Este adevărat că ne vom referi tangențial la câteva subiecte care le veți cerceta și în cadrul altor teme. Mă refer la Basarabia. Vom studia astăzi sau vom încerca astăzi să creăm 4 unități de competențe bazate pe, sau dintre ele scoatem argumentarea schimbărilor survenite pe parcursul istoriei moderne, mai mult în baza reperilor cronologice decât a hărților, selectarea și comentarea informațiilor din surse, evaluarea diferitor abordări, puncte de vedere, interpretări reflectate în 2 sau mai multe surse și identificarea ideilor, aprecierea valorilor general umane, pentru că vom studia totuși cadrul social și acest lucru este legat de normele culturale, morale, religioase ale comunității. Menționăm că secolul XVIII, de fapt, a reprezentat un preludiu al modernizării pe întreg continentul european, întrucât se produc revoluții agrare, revoluții industriale în Occident, ca rezultat a revoluțiilor burgheze. Prin urmare, acțiunile reformatoare și în spațiu românesc, desfășurate cu precădere de domnitorii fanarioți, dar și de cei Habsburgi, au transformat individul prin excelență contribuabil și soldat. Desigur că ne referim la reformele fiscale, care au stabilit impozite fixe pe cap de locuitor, eșalonate în câteva etape, fapt ce permitea fiecărui locuitor să-și achite impozitele. O altă caracteristică ține de răspândirea ideilor mercantiliste, de asemenea pe tot continentul european, se răspândesc și în spațiul românesc, ce creează o nouă mentalitate socială cu aspirații de urbanizare, comerț și, desigur, că salarii. S-au dezvoltat schimburile comerciale, sunt formate primele case de comerț, la Târgu Jiu, Catichea, Reșița, Chiperești și în alte localități din spațiul românesc, muntean în special. Condițiile istorice dificile, distrugerile provocate de războaiele care s-au produs în secolele 18-19 pe teritoriul țărilor române au complicat acțiunile de schimbare socială-economică aici în teritoriu. Totuși, modificări spectaculoase pe plan social nu s-au produs. Dacă cuprindem cadrul demografic, este important să menționăm că, în comparație cu Occidentul, evoluția demografică aici a fost mai lentă. La începutul secolului XVIII se observă o ușoară creștere a populației și a localităților, atât în Muntenia, Moldova, cât și în zonele de periferie. Ne referim la răsăritul Moldovei, zona numită ulterior Basarabia, Banatul, care se afla în componența Habsburgilor. Numărul familiilor într-o localitate diferă de la o regiune la alta. De exemplu, în Moldova, de la 10 până la 50 de familii, în țara românească circa 20-70 de familii, iar în Transilvania până la 100 de familii într-o localitate. Vă propun să încercați să aflați câte familii se află în localitatea dumneavoastră, tocmai pentru a înțelege prin comparație aceste așezări moderne din spațiul pe care îl populăm. O altă caracteristică ține de migrația internă peste munți, din cauza în special a atacurilor turcătătare, dar și a războaielor, și de aceea se produce o concentrație a populației tocmai în zonele de peste munți și, prin urmare, găsiți în Transilvania un număr mai mare de familii în localități. Primul grup social pe care îl menționăm astăzi sunt boierii. Aceștia s-au constituit încă în evul mediu și sunt posesorii de proprietăți funciare. Elementele grecești au sporit rivalitatea între boierii locali și fanarioți, întrucât în epoca fanariotă din anul 1711 în Moldova și 1716 în țara românească, numărul de boieri greci a crescut foarte mult în ambele principate și, prin urmare, boierimea locală începe să fie intimidată atât în privilegii, proprietăți, cât și în special ocuparea unor funcții la nivel de stat.
Reformele lui Constantin Mavrocorda din anul 1741, 1746, 1749 cu tentă socială s-au referit și la termenul sau titlul de boierie, care a devenit un simplu rang pus la dispoziția autorităților centrale. Boierii mari și boiernașii rămân scutiți de dări, iar proprietățile agricole au subzistat din sarcinile țăranilor, din morărit sau cârciumărit. Aveți o imagine cu familia Cantacuzino pe care o putem atribui unui studiu de caz, o familie boierească românească care a dat domni în țara românească și Moldova. Cantacuzinii au atins apogeul în a doua jumătate a secolului XVII și vă amintesc despre Stanca Cantacuzino, care este mama lui Constantin Brâncoveanu, marele domnitor al țării românești. Boierii, repet, sunt grupul social privilegiat care ocupă atât funcții în stat, cât și o proprietate economică, ceea ce îi acordă și un anumit loc în cadrul societății românești, atât din Muntenia, Transilvania, cât și din Moldova. Cel de-al doilea grup social sunt țăranii. Este o componentă socială numeroasă. Ei formează grupul ce asigură întreaga societate cu produsele necesare. Ei au o situație socială complicată din cauza dărilor pe care le prestează, a obligațiunilor financiare sau obligațiunilor de muncă. Reformele lui Constantin Mavrocorda, așa cum am evidențiat mai sus, au desființat România și vecinia, astfel țăranii practic au devenit liberi din punct de vedere juridic, dar au rămas clăcași, lipsiți de pământ și munceau în continuare pământurile boierilor de la 12 până la 24 de zile pe an. Totuși, țărănimea din Moldova și țara românească s-a bucurat de un regim economic mai blând comparativ cu Transilvania. De aceea, mai mulți țărani au migrat peste munți. Situația grea a mobilizat forțele sociale și în anul 1784 se produce o revoltă cunoscută în istorie sub numele lui Horia, Cloșca și Crișan. Menționăm că această răscoală țărănească a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage împotriva constrângerilor feudale și la ea au participat atât români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și ai statului, precum și mineri din munții Apuseni, Ocnele din Maramureș, meșteșugari și preoți. Răscoala a izbucnit în anul 1784 pe 2 noiembrie și s-a încheiat pe la sfârșitul lunii decembrie 1784, când conducătorii răscoalei au fost capturați și executați în mod cumplit de către autorități. Cu toate acestea, revolta a demonstrat capacitatea țăranilor de a protesta împotriva fără de legilor impuse atât de stat cât și de feudalii boieri. Numele adevărat al lui Horia este Vasile Ursu, al lui Cloșca este Ion Oangă și Oargă este Ion Oargă. Numele adevărat al lui Cloșca este Ioan Oargă, iar al lui Crișan Marcu Giurgiu. Este o revoltă care demonstrează curajul grupurilor sărace, precum și caracterul național pronunțat, pentru că majoritatea feudalilor din Transilvania aveau altă origine. Un alt grup social este burghezia, care își conturează locul pe scena istoriei către începutul secolului XIX. Nu se afirmă totuși din cauza caracterului periferic al structurilor urbane și neomogenitatea lor, întrucât cunoaștem că grupurile sociale ale burgheziei sunt constituite cu precădere în oraș. Burghezia nu a reușit să ocupe funcții politice și, prin urmare, locul acesteia este mai umbrit decât al boierilor. În imagine aveți câteva influențe străine, boieri îmbrăcați în haine din epoca fanariotă și straie mai mult naționale, populare, locale în imaginea dumneavoastră din dreapta. Dacă facem trimitere la un document istoric semnat de Vasile Boierescu, tocmai despre burghezia națională, acesta menționează:
redusă la nivelul societății românești, acea burghezie națională era la nivel proporțional cu celelalte clase, căci nici boierimea în principate nu era la înălțimea nobilimii din Occident. Modestia tuturor claselor sociale decurgea din faptul că, deopotrivă, avuția publică și cea particulară era mică. Familia românească puțin se deosebește de cea de astăzi. O să întâlniți fotografii care o să fie foarte apropiate de imaginile din epoca modernă. Deci familia tradițională este compusă din părinți și copii, ca regulă numărul de copii difera din sat la oraș. Uneori în familie trăiau părinții, întrucât mezinul moștenea casa părinților, așa cum cunoașteți deja, și aveți o fotografie unde și mama este prezentă aici alături de familie. În cea de-a doua, ambii părinți alături de o familie tânără creată. Desigur că se făcea o trecere de la ceata de neam, așa cum ați învățat pentru epoca medievală, cu păstrarea tuturor particularităților în cadrul familiei, inclusiv tradiții, obiceiuri și, desigur, că cel mai important element este legat de moralitate. Prin urmare, femeia în spațiu românesc, în toată legislația din secolele 17-18, este făcută o diferență categorică între comportamentul moral adecvat al femeii și limitele admisibile ale moralei creștine. Această situație viza deopotrivă atât femeile căsătorite cât și fetele. În cazul femeilor adulte se făcea o distinție clară între femeile necăsătorite, căsătorite sau văduve, dar și cele imorale. Femeile căsătorite sau văduve, fetele până la căsătorie, erau apărate prin lege de răpitori, violatori, care pentru faptele lor erau pedepsiți chiar cu moartea. Iar femeile de purtare ușoară erau condamnate și sunt în continuare prin morala creștină în orice mediu social. Dacă ne referim la preoțime, aceștia sunt promotorii culturii și în secolele 18-19, inclusiv a schimbării. Îl amintim pe Dos Oftei, mitropolit care a fost susținut în Moldova de către Vasile Lupu și care a fost un mare promotor al culturii și este considerat inițiatorul poeziei românești în Moldova. Inocențiu Micu Klein îl cunoașteți prin Suplex Libelus din anul 1741, în care s-au enunțat drepturile românilor din Transilvania. Iar Gavril Bănulescu Bodoni este mitropolitul din Basarabia, care a fost un mare susținător a culturii românești în acest ținut ocupat de autoritățile țariste. În Basarabia, la începutul secolului XIX, întrucât, dacă revenim la subiectul pe care îl studiem astăzi, am integrat reperele cronologice secolul XVII-XIX, deci am putea să facem o trecere și peste grupurile sociale din Basarabia. După anexare, populația orășănească primește anumite privilegii, în special coloniștii. Potrivit regulamentului orășănesc din anul 1785, aceștia erau negustori, meșteșugari, mic burghezi, deci regulamentul orășănesc a fost adoptat încă până la anexare. Din păcate, aceste categorii ale mic burghezilor, care aveau un șir de particularități, totuși numeric erau foarte puține. În orașele Basarabiei, câteva categorii care beneficiau de o situație juridică specială erau mazilii, ruptașii, rupta de visteria și rupta de cămară. Aceste categorii de populație plăteau un impozit mai mic decât celelalte categorii sociale și puteau fi supuse pedepselor corporale doar în baza deciziilor judecătorești. Basarabia cunoaște și câteva reforme sociale pe parcursul secolului XIX, atât în centru cât și în periferiile naționale ale Imperiului, sunt extinse aceste reforme care trebuiau să-și aducă contribuția la modernizarea relațiilor sociale.
În Basarabia, burghezia economică, care era formată din orășeni, cămătari sau angajați ai manufacturilor, și aceștia și constituiau în prim plan grupul care creează începutul de trecere spre modernitate. Ea include toți angajații în activitățile economice, mari negustori din primele două ghilde, cămătarii, patronii diferitor întreprinderi comerciale, industriale, etc., care se deosebeau între ei, atât din punctul de vedere al originii și al locului pe care îl ocupau în societate, cât și mai ales după interesul și nivelul de avere. Burghezia s-a constituit ca un grup social abia după aplicarea în Basarabia a structurii de ghildă, potrivit deciziei Senatului din 26 septembrie 1830. Măsurile întreprinse de țarism prin aplicarea structurii de ghildă denotă că burghezia comercială din Basarabia nu s-a constituit în mod obiectiv ca o categorie economică, ci mai mult la scară juridică. În anul 1868 sunt promovate alte reforme cu tentă burgheză, despre care o să vorbim în cadrul unei alte ore. La începutul secolului XIX, în Basarabia era și un număr important de negustori. Aceștia beneficiau prin decretul din 11 iulie 1826 de permisiunea de a se transfera dintr-un oraș în altul în baza pașapoartelor, având posibilitatea de a-și alege locuri mult mai avantajoase și mai rentabile pentru efectuarea comerțului. Orășenii care nu erau înscriși în categoria negustorilor erau obligați în a doua jumătate a anului 1832 să achite și prestații de altă dată. De exemplu, conform raportului Dumei Orășenești din Ackerman din anul 1849, în oraș în acest an au fost transferați din categoria micii burghezii cu acordul obștei în categoria negustorilor de ghildă Stepan Protopopov, iar 5 negustori cu familiile lor și un negustor necăsătorit care în 1848 s-a ocupat cu comerțul în ghilda orășenească din cauza că n-au declarat capitalul comercial pentru anul 1849 au fost transferați în categoria mic burghezilor. Astfel și în Basarabia se produc transformări de ordin social-economic care urma să constituie un nou grup social și aceștia aveau să facă trecerea spre burghezie. Dar aceste procese decurg foarte lent. În concluzie, evidențiem că evenimentele secolelor 17-19 au influențat diferit evoluția socială din spațiul românesc. Sunt inițiate mai multe reforme, atât de către fanarioți, cât și în secolul XIX, cele cu caracter național după formarea națiunii române prin Mica Unire, cât și cele ale Imperiului Țarist și au avut ca scop modernizarea. Prestațiile mari au motivat țăranii să protesteze și avem mai puține revolte decât se produc în Occident, dar acestea nu au șansă la victorie și deci curajul ne demonstrează timpul acestor schimbări. Viața socială în spațiul românesc își are particularități individuale, dar totodată păstrează și foarte multe influențe occidentale. Atât pentru astăzi, ne întâlnim foarte curând cu un alt subiect la fel de interesant.